Stăm în casă în această perioadă obligați de pandemie. Suntem nevoiți să ne schimbăm obiceiuri, tabieturi, capricii. Ne e greu, dar e necesar. Poate fi însă și o ocazie de a câștiga ceva, anume de a ne aduna din împrăștierile zilnice. Stăm cu noi înșine și ne reculegem. V-ați gândit vreodată la sensul profund al acestui cuvânt, reculegere? Nu înseamnă altceva decât să readun ceea ce s-a răspândit. Și chiar așa e. Grijile zilnice ne sfarmă parcă în multe bucăți. Avem nevoie din când în când să le reculegem și să le repunem la loc. Iar această perioadă când suntem obligați să stăm mai mult cu noi înșine este o ocazie potrivită. Un om presat de sarcinile și scadențele de la serviciu s-a dus la duhovnic să-i ceară sfat. Cum să fac să scap de stres? Duhovnicul i-a zis: când un pește ajunge pe uscat, se dă de ceasul morții. La fel și tu începi să mori când te lași dus de lucrurile lumești. Peștele se poate salva dacă se reîntoarce repede în apă. Tu trebuie să te întorci repede în singurătate. Cum, trebuie să mă retrag la mănăstire? Și-a arătat omul nedumerirea. Nu, a răspuns părintele. Păstrează-ți preocupările, dar găsește timp să te refugiezi în inima ta. Ce-i drept, fiecare are nevoie de un astfel de refugiu. Acolo, în lăuntru, poți să readun bucățile în care te rup grijile zilnice. Este timpul potrivit acum, cred, să ne readunăm din împrăștieri. Orice criză are lecțiile ei. Este și cazul crizei pandemice de acum. Prima lecție este că ne aduce aminte cât de fragili suntem din punct de vedere fizic. Și această vulnerabilitate ne coboară cu picioarele pe pământ de pe piedestalul construit de tehnologie, putere economică și politică sau de alte puteri pe care avem impresia că le avem. Și poate după această criză vom deveni mai smeriți și mai conștienți de condiția noastră trecătoare. Apoi, felul în care putem preveni răspândirea virusului este și el o lecție. Izolarea sau păstrarea distanței pe care cu greu putem să le respectăm ne spun ceva despre cât de importantă pentru noi oamenii este apropierea fizică. Poate devenim mai conștienți de valoarea unei îmbrățișări, a unui sărut sau a unei strângeri de mână, gesturi prea ignorate din cauza excesului de comunicare tehnologică. Și poate mai învățăm ceva, că a respecta o regulă, fie ea și igienică, e o dovadă de altruism. Iar să fii altruist este o tărie sufletească pe care nu o poate afecta niciun virus. O viață de om are momentele ei fericite, dar și supărări și necazuri. Fericirile te fac să te bucuri de viață, necazurile te ajută să o înțelegi. Important este ca momentele nefericite să nu te demoralizeze într-atât încât să-ți pierzi speranța. Am cunoscut pe cineva care deborda de optimism, deși viața îi oferise multe neplăceri. L-am întrebat cum reușește să rămână atât de senin în fața greutăților. Mi-a zis că aplică teoria celor trei priviri. În fiecare dimineață, mi-a zis, îmi îndrept ochii în trei direcții diferite. Întâi privesc spre cer și mi-aduc aminte că acolo este destinația mea finală. Apoi mă uit spre pământ și mă gândesc de cât de puțin loc am nevoie ca să-mi sap mormântul. Și în ultimul rând privesc în jurul meu și îmi dau seama că există mulți oameni care au de suferit mult mai mult decât mine. Și, uite așa, reușesc în fiecare zi să fiu mulțumit cu ceea ce îmi dă Dumnezeu. Cele trei priviri, o posibilă metodă de a rămâne senin chiar și în situație de criză.